Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit la o nouă etalare. Voi face oroscopul zilei pentru Zodia Capricorn, 4 octombrie. Haideți să vedem. Zodia Capricorn, astăzi vă veți ocupa de muncă, veți lucra, vă veți îndrăgosti, să spunem așa, da? Veți avea parte de o aventură la locul de muncă, aveți grijă la o persoană din jurul dumneavoastră care nu e tocmai sinceră, aveți grijă la bârfe sau la obstacole care veți avea parte din cauza acestei femei din jurul dumneavoastră, să nu încerce să se pună în mijlocul relației sau să bage intrigi în ce privește relația noastră de iubire, pentru că astăzi va fi pasiune și cred că la locul de muncă veți cunoaște o persoană care, această persoană vă va atrage, va fi o pasiune între voi. Este o relație ascunsă, să spunem așa. Dar aveți grijă la o femeie din jurul vostru, că nu e prea sinceră, da? Oricum, o persoană la locul de muncă vă atrage, vă fascinează, vă îndrăgostiți. Haideți să vedem și îngerii ce vor să spună pentru Luna Capricorn. Să rămâneți fideli vouă înșivă. Nu coborâ la compromisuri și nu amesteca ideile tale. Rămâi fidel ție însuți. Ascultă vocea interioară. Ai încredere în ea și urmărește-o. Deci dacă dumneavoastră veți întâlni o femeie astăzi, da? La locul de muncă, aveți grijă la ea, aveți grijă la bârfe, aveți grijă ce discutați, că nu este sinceră, da? Nu vă coborâți la această persoană, nu aveți grijă. Sau relația la locul de muncă, această relație care e o legătură ascunsă, nu o spuneți nimănui, țineți-o pentru dumneavoastră și nu amesteca ideile. Dacă vei auzi bârfe, rămâi fidel ție însuți, cum zice Îngerul Gabriele. Haideți să vedem și îngerul nostru. Activitate, e momentul să acționezi. Înțelegeți? Este momentul să acționezi în ce privește locul de muncă sau în ce privește această relație. Dacă s-a băgat cineva între dumneavoastră, dacă s-a băgat o femeie sau a scos bârfe, nu ascultați, nu răspundeți la aceste provocări, la aceste bârfe. Și acționați în ce privește această relație de iubire care văd că există pasiune. Acestea au fost puse, vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept data viitoare. O zi frumoasă să aveți. La revedere!